Elevii de gimnaziu și liceu din Sălaj au participat la concursul de eseuri intitulat Eroi sălăjeni și faptele lor. Premierea câștigătorilor a avut loc la Catedrala Sfânta Vineri din Zalău. Ediția din acest an a fost dedicată memoriei a două personalități marcante ale județului Sălaj, și anume Victor Deleu și Iuliu Maniu. Concursul s-a desfășurat în sala de lectură a Bibliotecii Județene Ionită Scipione Bădescu. Vreau să vă spun că a fost un concurs special, un concurs care s-a organizat în gen olimpiadă, deci elevii participanți la concurs nu au fost inspirați decât de sufletul lor și de dascălii care au pregătit pentru ziua de astăzi. Elevii au primit premii constând în cărți. Cele mai reprezentative lucrări ale tinerilor concurenți vor fi publicate de Centrul de Cultură și Artă într-o broșură care va fi distribuită în luna septembrie anul curent, cu ocazia comemorărilor de la IP și Treznea.